așa președintele unei țări așa de mare, cea mai mare țară din, întreaga lume, vrea să facă război. Chiar nu înțeleg pe dos? Roxanda Gălcă este fetița curiozităților. Am avut parte să o cunosc doar la interviuri, pentru că ea deja doar pe la interviuri merge. Și am zis să, să o invit și eu. Salut, Roxanda! Bună ziua! Cum te simți? Foarte bine, foarte, excelent! excelent. Dar fiecare zi a ta este excelentă? Mm, pe locuri. Uneori așa mai trist, uneori mai vesel, uneori mai emoțiile, diferite emoții. Ce zici dacă luăm ciocolată cu un bob de cafea prăjit? Ne simțim mai bine? Da. Îl gustăm? Da. Savorăm un pic, da? Da, da. să ne spui cum e gustul. Hai să vedem. Mm. E bobă de cafea proaspăt prăjit. Da. Îți place? <laughs> Dar ai o față? Precis să -ți place? Ție când îți place ceva? Așa arăți? Sau da. mai e entuziasmată? Până și mai entuziasmată, altfel, așa. Da, mănânci dulce. Mm? E gustos. Da. Hmm. Chiar e bun Așa, un bob de cafea Cred că o să ne dea mai multă energie Tu uneori bei cafea, ce ai? Ce preferi? Mm, mai mult ceaiul Așa zice mama? Nu așa zice mama Odată am gustat cafea și mi-am zis Păi și și de amară Pentru că chiar era amară Adică, când gust, că copiii cafea Păi lor le se pare amară Când ești de -amă, mă Vrei să bei numai cafea nu mai cafea în cap, nu mai cafea în B, nu mai. e bine și frumos. Mama, te ceartă uneori când voi vă certați sau dacă o super pe Norica? Da, toată responsabilitatea vine în sora mai mare. Și pentru că eu sunt sora mai mare aici, de exemplu, s-a întâmplat așa odată când eram la Pujor, la țară, și o strigam pe bunica pentru că nu, sora Norica nu vrea să vină în casă la căldură, că avea să răcească. Vine bunica, Norica de -a o dispărut, era în casă să juca liniștită, iar lăluța mă certa și îmi a, -a și spunea Roxanda, de ce mai ai de degeaba? Că Norica stă cu mințică. Și îmi spunea în capul meu, dacă, dacă vedeai pe o cameră de supraveghere, atunci vei să afle tot adevărul. A rămas cu certurile, da, las, că o să vin într-o zi. Ziua în care o să mă bucur și eu. De, nu știu de ceva. Dar de ce vrei să tu să te bucuri? Ce te-ar bucura pe tine cel mai mult? Nu știu, în legătură cu sora mea m-ar bucura mai mult dacă și-ar cere scuze pentru, tot prost, pentru toate nebunile pe care ea le face. La noi în familie, la noi capul e bombă. Adică, Din cauza ei? Ea face atâtea năsbătii? Da. Da, capul tău tot e bombă. Da? da. La toți capul e bombă, inclusiv la Nora. Dar cum asta ar însemna cap-bombă? Ești așa un fel stresat și ai multe treburi pe cap de făcut și nu știi cum să le faci mai repede, cum să te organizezi. Dacă tot ai pornit discuția de bombe, ce zici tu de conflictul acesta dintre Ucraina și Rusia? eu vreau să fii pace. Eu singurul lucru pe care îl vreau să fii pace. Pace, 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 pace. Încerc să fiu calmă, tot e calm, dar la noi în familie au început. Cum a început războiul? De exemplu, așa au fost și în coronavirus. Bunica, care e la noi un fel cu politica, nu-i politician, dar îi place foarte mult să afli tot, caut întotdeauna la știri, la diferite știri, Vede și ne spune, iată aici au fost așa, iată aici au fost așa, iată aici au fost așa. Și acum, tata i-a luat exemplu și el tot. Și pune căștile și ascult, ascult, ori în șir. nici nu, nu vrea să ne acorde, parcă, parcă nici nu vrea să ne acorde de atenția, adică deci stă și vrea să afle. El îi cred tot capul lui e bombă și e stresat cu atâtea spectacole și care le are, evenimente cum crezi tu că noi am putea să soluționăm această problemă și să nu mai avem războaie și să fie pace și să fie bine? Eu cred că sfatul meu ar fi ca să cercăm să nu mai facem război, să fim calmi și bucuroși într-o nas, să ne mulțumim cu ce avem, să fim buni la suflet și tot așa mai departe. Adică lucruri de astea pozitive, da, cred că dacă noi o să le explicăm oamenilor așa pe înțelesul lor, cum mințel, ei vor înțelege ce vrem să le spunem? Cred că dacă facem puțin efort, le spunem calm, învățăm să fii oameni buni, cred că așa o să soluționăm problema și tot o să devină la normal. La noi o să fie totul bine? Tu uneori preîntâmpini niște lucruri și Prevezi niște momente. Eu, de exemplu, mă gândesc, eu, practic, la ce trebuie un om să fie foarte important este să gândesc optimist. Să nu am optimist, gândească întotdeauna la bine. De exemplu, eu cred că sunt, o, de exemplu, o fată optimistă. Eu încerc mereu să gândesc partea bună a lucrurilor. Iată, indiferent cât de rău ar fi situația, eu încerc să mă gândesc partea bună a lucrurilor care este. De exemplu, dacă ar veni război în Ucraina, de la Rusia, ar veni Moldova război. Mă gândesc că ai partea bună a lucrurilor, dacă suntem împreună. Suntem împreună, iată, asta e partea bună a lucrurilor. Dar, dacă eu, de exemplu, n-are cum să fiu o stație în care să nu observ partea bună a lucrurilor, dar cred că tot o să fie bine, în Moldova, și o să, o să rezolve totul. Se face cineva vinovat în toată povestea asta? Eu cred că nu mai Putin numai la dâns mă gândesc, adică nu chiar doar la dânsă, dar în capul meu parcă iar și explodează Cum am mai așa? Președintele unei țări așa de mare, cea mai mare țară din, din, întreaga lume vrea să facă război. Chiar nu înțeleg pe dâns. Chiar vrei el să omoare oameni? Sper că nu o să vadă că o întreaga lume. Numai el o să fie pe planeta Pământ. Și pe urmă să gândească, măi, de atât nu trebuie să fac asta. Ar trebui de acum să gândească în viitor ce o să se întâmple. Adică, cred că e a lui, doar a lui. Dacă tu ai avea ocazia să stai așa la o masă, cum suntem noi două cu Putin, ești pregătită? Da. El spune că sunt, aș da sfatul ca să nu mai creieze din, din, din inițiativa lui atâtea războaie și să nu mintă lumea că, deoarece unele știri care le privește bunica mea, spune că sunt și-un fel false, fake-uri, dar eu, eu, eu nu știu cum să diferențiez. Eu cred că dacă Putin ar posta niște știri și ar spune la știi că ui, dar noi, de fapt, asta Ucraina ne face nouă, dar nu știu ce, dar nu știu ce, dar nu știu ce, când, de fapt, uh, zelenski care i președintul Ucrainei, chiar tot posibil ca să fie pace și os cu dânsul. Dacă, de exemplu, s-ar face alege și ar trebui să votăm, eu aș vota Zelenski și gata, de Putin nu votez absolut deloc. Zero. Zero. Și responsabilitate nici. Tu consider că toată vina este în el? Da. Nu-i dai un... nici un pic de dreptate? Nici un pic. Nici un pic. În toată povestea aceasta, da? Da. Cum crezi? Există o, o soluție așa mai simplă? Eu cred că soluția cea mai simplă ar fi un fel să, nu știu, să, să încercăm să fim oameni buni să ne învățăm să fim oameni buni, să, să gândim pozitiv și dacă gândim pozitiv totul o să fie bine, o să fie pace pe pământ și o să ne simțim ca acasă. Foarte mulți ucraineni au venit aici, în Republica Moldova. Tu ai avut ocazia să îi cunoști? Mm, nu, am avut ocazia, că nici nu avem timp, din cauza că avem capul, așa trebuie să mă duc și acolo, la Școala Muzicală, hai General, repede, încă un interviu, repede l-a spus poezia, avem servai la școală și capul amintești așa de tare, că nici nu ai timp, dar de fiecare dată merg pe stradă, eu scot și patru la mașini. Deoarece o plăcut așa, scrie: de unde, din ce țară au fost făcut uh, e bine, acea mașină. Și când văd uh, scrie, că arată așa un desen cu steagul Ucrainei, eu îmi dau seama că acea mașină provine din Ucraina. Și că înseamnă că acel om care a venit, el a venit în Moldova din Ucraina. De unde s-a făcut? Dar tu ai privit Eurovision, ai văzut uh, câștigătorii. Da, m-am bucurat foarte tare când am văzut că câștigătorii erau chiar ucraineni, pentru că eu sunt sigur că ei meritau acest loc și că, că s-au emoționat așa de tare. Um, și m-am bucurat, totuși, m-am și bucurat de trupa de la noi, de Moldova. Zop, zop și Zdup, care foarte bine s-au prezentat. Eu i-am văzut pe și foarte bine s-au prezentat. Mi-au plăcut foarte mult. Dar și ucraineni mi-au plăcut. Adică, toți mi-au plăcut. Dacă tu ai fi fost în juriu, cum ai fi împărțit aceste locuri? Eu, de exemplu, aș fi împărțit tot așa. cum am împărțit și eu, Adică aș fi pus pe locul întâi ucrainenii. Și mai departe, pentru... Și pe locul 2, uh, români. Adică, așa zic eu, dar, uh, de fapt, am, am ascultat la Euronews, eu pus pe locul 7, dar tot nu m-am supărat așa de tare, că totuși e un loc bun, că sunt atâtea țări care participă, foarte bine că o locul 7, adică, dar totuși ce mai contează o și când am, am, am auzit cu ucraineni, m-am bucurat așa de tare, am sărit de bucurie. Da, nu te gândești să te duci tu cu mama la Eurovision? Ați făcut anul trecut o piesă, voi două? Nu v-ați gândit să participați? Să... Eu o captață, nu vedem cum. Ne vom descurca dacă, mă, dacă o să avem timp și încă pentru asta. Și așa avem multe pe cap, multe, multe. Tu tot zici că aveți multe pe cap. Câte sunt pe capul tău? îți asumi să întreții și să faci programul pentru toată familia? Nu pentru toată familia, dar uh, când te gândești că te ai de făcut, că uh, elevul care muncește la mai mult, puțin mai mult decât ceilalți, atunci are mai multe pe cap. De exemplu, de exemplu eu am fost la două școli, una generală și alta muzicală. Eu trebuie să mă gândesc să-mi fac un program într-una. Așa, luni, școala generală, doar școala generală, marți. Școala, școala generală, la ora 1 ies de la școală, mă duc la muzicală, pianul, cu o eu vin la ora 6 acasă, fac temele, dar încerc într-una să mă, să nu pierd timpul degeaba, să muncesc un fel. Adică eu, eu încerc într-una să fiu atentă și să reușesc în toate. Tu recent ai și câștigat un concurs de pian? Da, am câștigat un concurs de pian, concursul studiilor, locul întâi. Dar din câte înțeleg și din câte mi amtesc cel mai recent concert la pian, a fost cel făcut la, la noi la școala la școala muzicală, sau la festivităților. Dar toate aceste merite au fost numai datorit profesoarei mele Doamne Irina Bogate, care îi mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul, curajul și munca care o depune asupra mea și asupra toți elevilor pe care... Pentru că a fi directoare, asta e foarte destul de greu, de complicat. Ai atât de multe responsabilități pe cap. Nu cred că chiar atât de multe pe care le avem noi, poate, cine știe, poate chiar mult mai mult. Totuși e mai bine să fii copil și să nu-ți asumi chiar toate nevoile. Corect. Adică cât ești copil, ești în copilărie, gata, nu trebuie să faci nicio treabă. Ești matur, ai atâtea responsabilități pe cap, uneori îți vine chiar să, să, să te duci acasă, să te culci în pat, să ții iei o cafeluță, să asculti muzică clasă, să te relaxezi și să nu te gândești la nimic, pentru că tot ai terminat în timp foarte rapid. Încerc într-una, când îmi fac temele, să știg timp pentru a mă juca. Tu, în viitor, dacă ai avea puterea să faci niște schimbări, care ar fi ele? Dacă aș fi, de exemplu, ca Maia Sandu, care îi țin pumnii fac tot ce mai bine, dar deja face, dacă aș fi locul, dacă aș președintele Moldovei, președinta Moldovei, aș încerca să, să ajut oamenii să, să repar străzile, care unele nu sunt chiar atât de... Să facă ca politica să fie în pace, războaiele să nu mai contribui, adică să fie pace în toată lumea, să știu într-una, totul va fi ok, să fiu optimistă și să dau sfaturi la toți, sfaturi de asta bune, să contribui într-una și multe altele, multe altele. Adică să fii prima sau chiar președinte, e o responsabilitate foarte mare. Da, cu ce ai începe? De la copii sau de la maturi? De la copii. De la copii. Ai investi și mai mult în școala lor. Da, aș investi, aș... Uh, poate cine știe, din blocurile astea vechi, că ai făcut casele astea părăsite, mă... Doamne, mă îngrozesc așa de tare, dacă aș fi în locul mai Sandu, aș construi ceva, de exemplu o școală, o casă, care își pune -o pe urmă în vânzare, ci cineva să o cumbere. Și multe altele. Eu, de exemplu, pentru că se termină școala și merg vara, aș vrea, de exemplu, să-mi fac, nu știu, un fel de business, să, nu știu, spictești să, să le vând sau să câștig bani. Mama îmi spunea, Ruxanda, ca să ai o treabă mai ușoară, fă așa ca mine. Unu, fă curat în ogradă. mă, tu răspală, fă ceva, ai grijă de sora ta. Dacă faci treburile astea bine, eu îți dau bani. Ce problemă? Eu spuneam în capul meu, prea Mai bine aleg ceva mai greu, mai, nu știu. Roxanda noi îți mulțumim și sper eu toate ideile tale, sfaturile tale, să vină ziua în care să le spui în piața Maria adunări naționale la microfon. Și nu unul de ciocolată, adevărat. Acum e unul de ciocolată de la Cafelini. Te rog să te îndulcești și Înțumesc. să ai o vacanță frumoasă. Mulțumesc foarte mult! Ce le dorești copiilor în această vară? Le doresc să fii fericiți, optimiști, să aibă numai gânduri bune în suflet și, e bine, să, să gândească numai bine, să fii modeste, părajoși în sine și foarte foarte vesel. Vesel. Asta contează vara. Trebuie să fim veseli, să ne bucurăm de soare, de mare și să ne bronzăm.